Bună, fetelor! Bun venit la canalul meu! Vreau să vă mulțumesc din suflet de surpriza plăcută care am avut-o la ultimul tutorial adăugat. Astăzi am făcut un nou tutorial care conține trei modele. Se numesc Smoking Aquarela, care vreau să-l împărtășesc cu voi. Eu deja am pregătit primele două unghiuțe și la trei am zis să vă arăt exact ceea ce folosesc. Am pilit unghiuța pentru că este din plastic și nu am cum să pun o jasă semipermanentă pe deasupra cu un buffer. Am pus base coat-ul de la marca Coscelia și albul tot așa de la marca Coscelia. O să-l pun în două straturi. Oja semipermanentă o voi aplica în două straturi. 60 de secunde la lampă de fiecare dată. Eu am pus deja două straturi. Eu am nevoie de unghiuța mea să fie mată. Atunci am să-i pun matte coat-ul de la Venalisa pe deasupra. Și atunci am pregătit, cu asta pregătesc, am unghiuțe exact cum trebuie pentru a începe a face modelul. Pelucios, genul ăsta de model nu prea merge pentru că nu, acuarela nu se extinde, fuge, alunecă. Și mi-a plăcut, îmi place mai mult matul. De 60 de secunde la lampă. Marca acuarelelor este de la Derwent. Și acuarele normale. Folosesc negru, albastru și roșu. Am să le mai combin cu ele. Pensula este cumpărată de la librărie normal. Cu păr sintetic. Prima culoare este acel roșu portocaliu. Aici se vede mai mult portocaliu, dar în realitate este mai mult roșu. Încerc să pun tot timpul acuarelele, le amestec cu apă. În permanență am apă deasupra lor pentru a nu se usca foarte repede. Aici unde sunt este foarte cald și sunt cu ventilatorul aprins și mi se usucă foarte repede. Tot timpul încerc să restrâng surplusul de la acuarea. Prima unghiuță, o să vedeți, este un model mult mai simplu. Mult, mult, mult mai simplu. Al doilea este un pic mai elevat. Al treilea este și mai elevat. Am să le fac în un pic mai, mult mai, un pic mai diferite, să zic așa. Aici am aplicat negrul, care tot așa îl las cât mai clar. În momentul în care mi s-a uscat prima parte, încerc să vin cu a doua. Cât de cât să-i dau o culoare un pic mai stridentă, nici chiar foarte pars. Cum vă spuneam, am avut o foarte frumoasă surpriză. A doua zi, pentru că eu am urcat videoul și vreo 3 zile nu am fost acasă, am fost plecată și când m-am întors și când am deschis, pentru că, de ce spun când am deschis laptopul, câteodată pe telefon nu își face update-ul atât de repede YouTube-ul. M-am trezit și am avut frumoasa surpriză să am peste 1000 de vizualizări, având în vedere că eu am videoul pus promovat pe grupurile din România, am și câteva în afară, pe Latinoamerica și Statele Unite, dar uitându-mă pe partea geografică, am putut să-mi dau seama că mai mult pe România. Am terminat cu partea de acuarelă.
Acum o să încerc să-i fac anumite liniuțe pe deasupra. Am o mică problemă cu acele liniuțe, dar nu mă las. Încerc tot timpul să mă perfecționez în privința lor. Să mă scuzați dacă mai ies câteodată un pic din cadrul, dar mi este un pic mai greu să văd exact unde am mâna, deși tot timpul îmi iau un punct, îmi fac un punct și știu, mă mențin în fața acelui punct tot timpul, deasupra acelui punct, dar de data asta văd că am ieșit din acel punct. Sunt modele destul de simple, foarte ușor de făcut. Nu e să spui că, mai ales pentru începătoare care zic, mamă, până fac modelul ăsta, până miese, până fac unghiile, durez 2 ore, 2 ore jumate, mai fac și modelul, păi o să se plângă clienta că nu o să vină. Nu, sunt modele foarte ușoare, care se fac foarte repede. Eu am zis să le fac pas cu pas ca să se vadă. Ca fiecare să poată să înțeleagă exact cum se fac anumite efecte pe unghie. Am să-i pun tot așa niște cristale pe deasupra, forme, să zic așa. Și niște pietricele micuțe. Ca să nu fie chiar așa de simplu. Totul este pe bază de mat. În momentul în care am terminat de trasat liniuțele, vin cu o altă mână de mat coat. Bag la lampă, 60 de secunde. Și după aceea vin cu pietricelele, cristalele și tot ceea ce pun eu pe deasupra. Gelul care îl folosesc este un gel special de a lipi pietricelele și tot, rezistă foarte bine. Am avut o clientă care a durat cu cristalele pe unghie o lună de zile, exact până a venit la mine din nou. Sunt chiar foarte mulțumit de el. Cumpărat de pe AliExpress. Majoritatea le-am cumpărat de pe AliExpress pentru că mie mi-ajung mai repede, mi-ajung undeva la 2 săptămâni și sunt mult mai ieftine și sunt și de bună calitate. Nu am de ce să mă plâng. Anumite sunt de bună calitate, nu chiar toate, dar până acum ceea ce am cumpărat am nimerit bine, ca să spun așa. I-am aplicat pietricelele la lampă. Bine, pe instrucțiunile gelului spune că sunt 30 de secunde, dar eu prefer să pun un pic mai mult pentru că vreau să-mi reziste mai bine. Am început cu al doilea model acum. Am să-i fac niște umbre. Gel painting-ul care l-am folosit este de la marca Saviland și este numărul 2201, care tot așa sunt foarte pigmentate, gelurile acestea sunt foarte pigmentate și lucrez foarte ușor cu ele. Chiar pot să zic că totodată poți să faci și acel model cu spider gel, pentru că se întinde un pic. Am preferat unghia aceasta să fac ca un fel de 2 pete, pentru că vreau să se vadă de desubt un pic mai închis. Am început să aplic culoarea roșie portocaliu, albastru și după aceea negru. Tot timpul am pensula muiată în apă și încep să diluez, cum ar veni, acuarela deasupra la unghie. Și așa facem acel efect de smoking, adică fum, ceva de genul, să vadă
genul fumuriu, cum ar veni. Tot așa, am să folosesc tot ceea ce folosesc, mai ales gelurile painting-uri Saviland, top coat-ul de la Venalisa, pietricelele și ceea ce pun No Name. Eu sper să vă placă tutorialul meu. Știu că este un pic mai lunguț, dar sunt 3 modele într-unul. Și sper să am aceea surpriză frumoasă din partea voastră, cum am avut-o și ultima oară. Dacă vă place, chiar vă rog frumos cu un comentariu să-mi spuneți, un like, idei, sfaturi, orice. Am să vă ascult cu mare drag. Nu uitați să dați un subscribe, să vă abonați la canalul meu pentru a vedea când urc și celelalte videouri și să mă susțineți. Mulțumesc frumos și să aveți o seară, o după amiază sau o zi plăcută. Vă pupic, pa, pa!